La 9 iulie 2015 avea loc primul eveniment organizat de New Strategy Center. De atunci, New Strategy Center a fost gazda a 43 de dezbateri, a 29 de cine și prânzuri de lucru, în care s-au discutat temele importante ale securității naționale, s-au lansat idei, propuneri, soluții pentru ca România să aibă mecanisme mai bune de răspuns la vastele provocări de securitate. New Strategy Center are meritul ca o perioadă destul de scurtă de timp să se fi impus pe această zonă de expertiză politică, geopolitică, iar iată că New Strategy Center este astăzi un brand. Felicitări și la mulți ani! Indiferent de guvernele care s-au succedat la putere, de momentele electorale am asigurat un cadru obiectiv și neutru de dezbatere între zona instituțională, mediul academic și cel de afaceri. Vreau să mulțumesc New Strategy Center, consider că este un exemplu de foarte bună cooperare între un think tank, mediul non-guvernamental, companii și structuri precum NATO, dar și Guvernul României. Și vă mulțumesc pentru asta. New Strategy Center este unul dintre puținele exemple pe care le știu în România, în care resursele și energia și rezultatele sunt perfect compatibile. Eu cred că dacă am avea mai multe astfel de ONG-uri, am avea mai multe cuvinte de spus în politica europeană și politica internațională. Doresc foarte mult ca New Strategy Center să aibă în continuare succes și să aibă cât mai multe evenimente din care putem învăța și noi în colaborare cu ei. Alături de partenerii noștri din SUA, Italia, Turcia și Croația, am elaborat mai multe studii care pun în evidență complexitatea problemelor de securitate din regiunea Mării Negre și Balcani. Vom continua să avem această abordare, întărind parteneriatele noastre externe pentru a pune în evidență aspectele importante ale securității naționale și ale regiunii Europei de Sud-Est. Acest accent pe regiunea de Sud-Est a Alianței, o regiune în care atât amenințări de securitate de tip convențional, dar și de tip neconvențional, mai ales prin fenomenele teroriste, prin fenomenele de atacuri cibernetice, constituie un areal de subiecte și de teme prioritare care merită și trebuie să fie abordate printr-un dialog între oficial cu responsabilitate, dar și cu societatea largă, cu societatea civilă, cu mediul academic și cu partenerii din industrie. În ultimul an, New Strategy Center a lansat seria dezbaterilor în străinătate pentru a promova interesele de securitate ale României, precum și importanța strategică a regiunii Mării Negre și a zonei Balcanilor. Astfel am organizat împreună cu partenerii noștri externi dezbateri în Polonia, Serbia, Marea Britanie, Croația, Turcia și Statele Unite. Aș dori să-mi exprim aprecierea pentru intensa și valoroasă activitate pe care o aveți. Sunt convins că vom coopera în continuare pentru a dezbate și a discuta puncte de vedere diverse privind aspecte cruciale ale securității regiunii noastre. Am inițiat și organizat cu puțin timp în urmă, în 8 și 9 iunie la Constanța, Black Sea and Balkans Security Forum, cu suportul NATO și al partenerilor noștri naționali, Universitatea Ovidius din Constanța, zona metropolitană Constanța și Institutul Diplomatic Român, fiind unul din evenimentele de amploare organizate în ultimul an în România. Aș vrea să apreciez în mod deosebit inițiativa New Strategy Center de a organiza un forum dedicat regiunii Mării Negre și a Balcanilor, în România și la Marea Neagră, în parteneriat, sigur, cu Ministerul de Externe, cu NATO, cu autoritățile locale, cu Universitatea Ovidius, o tematică care pentru Alianța Nord-Atlantică este de mare actualitate, având în vedere climatul de securitate în care ne aflăm. Acest forum îl vom organiza în fiecare an și vrem să fie unul dintre evenimentele de referință din regiune pentru a evalua evoluția provocărilor de securitate din această regiune importantă pentru România și pentru aliații săi din NATO. Aș dori să mulțumesc New Strategy Center pentru invitația făcută și pentru participarea la acest excelent forum de securitate pentru regiunea Mării Negre și Balcani. Este un demers valoros să adunați la oaltă lideri și experți de top din toată lumea pentru a dezbate provocările comune de securitate, pentru a analiza interesele noastre comune de securitate. Abia aștept să ne reîntâlnim într-un asemenea cadru.
Cred că la 2 ani de la începerea activității aveți foarte multe de sărbătorit și vă doresc să aveți mulți ani de activitate. Aș dori să felicit New Strategy Center cu ocazia aniversării a 2 ani de activitate. Sunt onorată să fiu aici la această dinamică și interesantă conferință, cu dezbateri vii, cu speaker foarte interesanți. Forumul m-a ajutat să văd mult mai clar anumite aspecte despre Marea Neagră și să-mi aprofundez cunoștințele. Nu am fi putut avea aceste realizări fără suportul celor care cred în noi și susțin proiectul New Strategy Center, printre care vă numărați și dumneavoastră. Ne exprimăm gratitudinea și vă asigurăm că vom continua să promovăm proiectele și temele de interes pentru dezvoltarea țării. Avem nevoie ca pe marile teme care țin de securitatea țării să existe consens politic și național. Pentru că dincolo de simpatiile politice, de stânga sau de dreapta, există România.